campanie. Astăzi ne bucurăm de prezența celor doi președinți ai Partidului ALDE la nivel de țară. Este vorba de domnul Tăriceanu și domnul Daniel Constantin. Dorim ca președinții noștri să vă prezinte și dumneavoastră câteva lucruri. Dorim să dureze foarte puțin, deoarece timpul este foarte încărcat, vremea este așa cum este și deplasarea este greoaie. Eu vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Dau cuvântul domnului președinte Călin Popescu Tăriceanu. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor! Foarte pe scurt, o să vă prezint câteva considerente legate de vizita noastră în județul Bihor. Sigur, obiectivul este susținerea colegilor noștri, candidații de la Parlament. Aici e vorba de domnul Mihainiță, de Nelu Ciuculea, de Teiu Popescu. Oameni cu care am lucrat foarte bine și au făcut o figură bună la alegerile locale. Vreau ca rezultatul de la alegerile locale să-l reconfirmăm acum cu ocazia alegerilor parlamentare, împreună cu copreședintele și colegul meu, Daniel Constantin. Facem, sigur, acest demers de a merge în țară, în județele unde avem rezultate bune pe care dorim să le potențăm. Trebuie să vă spun că alegerile în județe nu putem să fim prezenți, timpul fizic nu ne permite să fim prezenți în toate județele țării. Săptămâna trecută am avut un turneu în Moldova, am acoperit practic toate județele Moldovei în două etape. Ieri eu am fost la Suceava, domnul Daniel Constantin a avut un program separat, că încercăm să ne și împărțim forțele puțin în așa fel încât să reușim să maximizăm acoperirea teritoriului și, cum vă spuneam, organizațiile meritoase, ca să fiu foarte clar, le sprijinim prin prezența noastră, încercând să facem un program cât mai util, cât mai focalizat pe obiectivele pe care le urmărim. Cu prilejul acestor vizite, întotdeauna încerc să iau contact cu diferite medii. Mediul de afaceri sau, eu știu, mediul asociativ, pentru a avea pulsul real al societății românești. Astăzi am făcut o vizită la societatea Altul. Mă bucură că există societăți românești care, iată, sunt capabile să facă față competiției și nu numai pe piața internă, e vorba de competiția internațională în care sunt angrenați, ținând cont de faptul că Alturul este o întreprindere care cea mai mare parte a producției o exportă. Discuțiile pe care le-am avut cu conducerea societății mă pun din nou în fața unei evidențe pe care vreau să o împărtășesc, și anume că sunt multe firme românești care s-au zbătut și au reușit să supraviețuiască acestei competiții feroce, care este economia globalizată, dar, din păcate, nu beneficiază de niciun sprijin din partea statului, din partea guvernului, din partea autorităților. Firmele străine, până acum, au fost privilegiate, au obținut tot felul de ajutoare, și firmele românești, practic, sunt scoase din această, cum să spun, posibilitate de a le cuprinde în ajutorul pe care, în mod normal, avem interesul să-l dăm pentru a întări capitalul românesc, a le da posibilitatea să-și dezvolte mai mult afacerile, să creeze locuri de muncă. Sunt unul din cei care am primit cu brațele deschise investiții străine și am promovat investițiile străine. Însă vreau să declar foarte limpede, a venit momentul în care privilegiile pe care le-am dat firmelor străine să înceteze și să acordăm prima atenție firmelor românești. În diferite domenii. În diferite domenii, inclusiv în ceea ce înseamnă
firmele românești care pot să lucreze pentru piața internă, să fie furnizoare de servicii și produse pentru tot ceea ce înseamnă administrația. În străinătate, atunci când sunt în străinătate, în Occident vorbesc, atunci când sunt licitații publice și e vorba să cumpere echipamente de tot felul, da, sau servicii, primele care sunt avute în vedere sunt firmele autohtone. La noi, văd că se întâmplă exact invers. Primele care sunt avute în vedere sunt firmele străine. Și am dat zilele trecute un exemplu negativ cu ceea ce se întâmplă la Metrorex, care dorește să achiziționeze trenuri de metrou și directorul vorbea pe față că vrea să cumpere trenuri Bombardier din Canada. Există fabrici în România care lucrează echipamente de metrou și de cale ferată de foarte bună calitate, probă că toată producția o exportă. Deci produsele lor sunt bune la export în Europa, dar nu par să fie bune în România. Ceea ce am spus am formulat și într-o formă nu foarte, poate așa, prietenoasă. Am spus că de acum înainte trebuie cei din administrație să aibă atenție să dea precădere firmelor românești. Și am văzut că directorul de la Metrorex a și anunțat că o să anuleze licitații. Foarte bine. Și să cumpere produse făcute în România, că în acest fel să ținem economia românească și crearea de locuri de muncă sau locurile de muncă pe care le avem, să putem să le plătim mai bine. Dacă vom rămâne în continuare la stadiu de economie furnizoare de mână de lucru, deci ca o economie de lon, să nu ne mirăm că pleacă oamenii pe capete în străinătate. Avem cea mai cumplită statistică posibilă. 4 milioane de români care au emigrat. Deci nu a existat un astfel de fenomen nici în perioadele când, eu știu, țările au fost în război, cotropite, asuprite. La noi au plecat 4 milioane de oameni din considerente economice. Și ceea ce vreau este unul la mână ca această situație să se domolească, să punem stop acestui fenomen emigraționist și mai mult decât atât, conform cu programul nostru, vreau să înființăm un minister al repatrierii românilor. Cu alte cuvinte, să organizăm condițiile necesare prin care românii din străinătate să fie informați asupra zonelor unde este lipsă de forță de muncă, asupra meseriilor care se caută și acest minister al repatrierii să le creeze condiții să revină, să se încadreze în muncă, să le creeze condiții de locuire, condiții de învățământ pentru, de pregătire pentru copiilor, pentru că altfel toate dorințele noastre cele mai fierbinți de a vedea economia românească crescând în perioada următoare, nu se vor putea realiza din cauza penuriei de forță de muncă. Este în România forță de muncă, dar este forță de muncă necalificată. Ceea ce se caută din ce în ce mai mult este forță de muncă calificată și asta trebuie să facem prin pregătirea profesională, care din păcate a fost neglijată, învățământul profesional a fost complet neglijat de 20 de ani încoace. Și dacă nu vom pune accent pe dezvoltarea acestui tip de învățământ, și nu știu dacă cunoașteți că suntem tot noi, cei de la ALDE, promotorii sistemului de învățământ dual. Deci învățământul dual este cu jumate din programă de teoretică, jumate profesională, de practică, în întreprinderi care urmează la terminarea școlii să-i angajeze pe cei care fac sistemul de învățământ dual. Este copiat după cel care funcționează în Germania, Austria și în alte țări din Europa. Acest tip de învățământ va crea posibilitatea unei generații mai tinere să capete o meserie și sigur să poată să fie plătită la un alt salariu decât este plătit un muncitor necalificat. Pentru că foarte mulți români, după cum știți astăzi, care sunt angajați în mediul economic privat, sunt plătiți la salariu minim pe economie. Și nu vreau să rămânem în acest stadiu de economie furnizoare de mână de lucru ieftină. Trebuie să ridicăm nivelul de pregătire ca să putem dezvolta investiții care să adaug, să vină cu activități cu valoare adăugată mai mare. Deci v-am dat puțin o perspectivă, nu pot să abordez toate problemele politice pe care le avem în vedere, dar
pentru că am fost la altur și cred că e bine să înțelegeți care e semnificația acestei vizite și ceea ce încercăm să facem pentru întreprinderile cu capital românesc este să le ajutăm să se dezvolte, să facă investiții, să își crească nivelul de tehnologic al produselor, să aibă produse cu valoare adăugată mai mare, în așa fel încât să contribuie cât mai mult la cifra lor de afaceri, la PIB-ul României și la crearea de locuri de muncă cât mai bine plătite. O să vă spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua! Pentru că suntem pentru prima dată la urc după alegerile locale, vreau să felicit colegii organizației județene pentru rezultatul pe care l-au obținut. Un rezultat peste media partidului, care cred eu că a mulțumit și membrii de partid, cu toate că oamenii își doresc mult mai mult decât la locale. Sunt convins că prin mobilizarea pe care am realizat-o după alegerile locale vor avea un rezultat care să satisfacă toți membrii de partid și să pună alte așa cum ne dorim și noi, nu numai în județul Olt, ci la nivel național, să statueze ca fiind cea de-a treia forță politică de pe scena românească. Acesta este primul pas pe care noi dorim să-l facem. Am spus, cred că și la OT, la alegerile locale, în anul 2020, obiectivul nostru este să ne clasăm pe locul 2. Și cred că există toate șansele, având în vedere că astăzi vedem un Partid Național Liberal într-o degringoladă totală, depășit la toate capitolele, un partid care, din păcate, astăzi nu face altceva decât să încerce să agățe de imaginea primului ministru. Pe măsură însă ce ne apropiem de alegerile locale și discutăm cât mai multe lucruri despre actul de guvernare și performanța, în ghilimele de rigoare, ale guvernului de tehnocrați, probabil că vor încerca de la zi la zi să se distanțeze de o imagine care, prin actul de guvernare, nu a făcut bine românilor. Pentru că suntem în județul Olt și vorbim de actul de guvernare, sigur că vreau să aduc în atenție un subiect care nu doar că m-a preocupat în trecut, dar cred că preocupă majoritatea cetățenilor din acest județ, și anume agricultura. Agricultura este foarte importantă în viața județului. Din păcate, nu o să reușim astăzi să ne întâlnim cu câțiva fermieri. Domnul președinte Niță a insistat foarte mult pe acest subiect. Dar vreau să aduc în atenție faptul că în anul 2016 nu s-a făcut nimic pentru ca agricultorii să fie ajutați. Dincolo de faptul că subvențiile s-au plătit foarte târziu, nu s-au realizat acele investiții absolut necesare și cred că cei care lucrează aici, în agricultură, știu despre ce vorbesc. Împreună cu colegii de la nivelul Parlamentului, la sfârșitul anului 2015, am aprobat o lege pentru reabilitarea sistemului de irigații, care cred că ar fi ajutat foarte mult astfel încât eventuale perioade de secetă, de calamități, să nu aducă pierderi mari pentru agricultori. O lege care prevedea că în anul 2016 să avem investiții de 145 de milioane de euro în infrastructura principală de irigații nu a fost aplicată. Nu știu dacă ați observat, ALDE, pe unde merge prin țară, pune pe primul plan, nu așa cum fac alte partide care își spun de dreapta, dar vin cu măsuri mai mult de stânga, nu punem pe primul plan neapărat salariile și pensiile, fără să prezentăm o bază pentru ca acestea să fie sustenabile, ci punem pe primul plan investițiile. Investiții care nu s-au făcut în niciun domeniu, dar aici, în mod, probabil că ele se simt, lipsa lor se simte mai ales în zona de agricultură. Dacă s-ar făcut investiții, sigur că beneficiile ar fi fost pentru fermieri pe termen mediu și lung, în ceea ce înseamnă nivelul de producție care și-ar fi menținut trendul crescător. Dar însemnau pe termen scurt foarte multe lucruri de muncă ce s-ar fi creat. Foarte multe venituri suplimentare prin taxele pe care le plăteau societățile care au câștigat aceste licitații. Deci, cred eu, beneficii directe și indirecte care și-au făcut efectul în economie. Ce s-a întâmplat, la modul general, în loc de 38 de miliarde de lei cât ar fi trebuit să investească în anul 2016, angajamentul Guvernului, s-au investit doar 16 miliarde. Fondurile europene, știți foarte bine, nu mai vreau să intru în detalii, se apropie de cifra 0. Chiar dacă există o concurență foarte mare, că nu este absorpția 0, ci 0,4, dacă nu mă înșel, așa sunt cei care au guvernat în momentul de față. Nu vreau să mai intru în celelalte detalii pe care le-am propus pentru nevoia de investiții, dar vreau să vă spun că aici, în Slatina, în județul Olt, cred că efectele unei autostrăzi care se lege Piteștiul de Craiova și-ar face simțite efectele.
Sunt convins că cetățenii de aici și-ar dori, nu numai pentru partea de facilitate de transport, de turism, dar și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea economică a acestui județ. Și cei cu care am discutat astăzi au vorbit despre acest aspect și sunt convins că toți cei care sunt agenți economici în județ ar simți beneficiile acestor investiții. Mă opresc aici și dau cuvântul celor din plan local sau dumneavoastră dacă vreți să puneți întrebări. Mai bine să pun întrebări. Da, vă rog. Da. Domnule președinte, e clar, poporul are atâta hârtie, vrea la putere. Dacă matematica votului și conjunctura momentului vă pun în situația de guvernat alături de Partidul Național Liberal, țineți ALDE în opoziție? Preferați opoziția? Asta e singura întrebare. PNL-ul e în stare să guverneze, n-are cu cine. Cea mai elocventă dovadă este că nu au găsit un lider pe care să-l propună pentru funcția de prim-ministru. Cu PNL-ul se întâmplă o tragedie. PNL-ul nu mai are lider și actualul leadership al PNL-ului este exercitat de vechiul PDL. Dar PDL-ul nu poate să scoată oamenii în față din considerente politice sau, ca să zic așa, ca să glumesc, cu ghilimele, estetice, că îi fluieră lumea. Și cea mai bună dovadă până la urmă că așa se întâmplă este că PNL-ul, după cum ați văzut, nu mai are credibilitate. A scăzut în sondajele la 20-25%. Nu cred că a trecut neobservat sau neobservată declarația de ieri a lui Crin Antonescu. Dacă vă uitați ce a declarat despre două lucruri. A spus așa, că nu regretă proiectul denumit USL, că considerentele pentru care a făcut la momentul respectiv partidul, a luat decizia și, bineînțeles, și el, nu? De a forma USL-ul, nu le regretă, pentru că s-a apucase doamna Gorghiu cu puțină inspirație să declare tot felul de lucruri despre USL, că a fost un eșec și așa mai departe. Și al doilea element pe care vreau să-l subliniez la declarația lui Crin Antonescu este cel legat de fuziunea cu PDL-ul. Și el spunea, eu am imaginat fuziunea ca o construcție politică în care PNL-ul să aibă rolul principal. Și zice, trebuie să fiu obiectiv și să recunosc că lucrurile nu s-au întâmplat așa și că astăzi PNL-ul e de fapt condus de vechiul PDL. Ceea ce spun eu de un an de zile, o spune și el. Care, hai să zicem că poate ne mai fiind implicat direct în PNL, să fie considerat un punct de vedere obiectiv. Deci cu cine să, ce să discutăm? N-avem subiecte în comun. N-au un program de guvernare, n-au o linie politică consecventă. Singura atitudine care este caracteristică pentru PNL, din păcate, este privirea îndreptată către Cotroceni, de unde trebuie să le vină dispoziții. Dacă nu le vin de la Cotroceni, probabil că primesc din altă parte, de la servicii, din alte zone oculte. Asta nu e un partid cu care să ai siguranța că dacă ai făcut o înțelegere, bați palma, se și respectă ceea ce ai convenit. Nu mai vorbesc și de atitudinea politică în general, care este una de un populism ieftin. Iarăși vă dau un exemplu, ca să nu credeți că vorbesc așa numai că fac speculații. Am hotărât în Parlament, împreună cu PSD-ul, să majorăm salariile cu 15% la profesori și la medici. Și PNL-ul ce-a făcut? S-a opus. Și vine în program și spune, noi vrem să le majorăm cu 100%. Adică te opui când e vorba de o majorare de 15% și propui tu să le majorezi cu 100%. Ce fel de partid este ăsta? Nu înțeleg. Mai mult de atât. Ce fel de partid liberal este? Deci propunem să eliminăm 102 taxe și impozite. Cred că știți că una din ideile liberale fundamentale în plan economic este o fiscalitate care să nu fie împovărătoare, o fiscalitate cât mai suplă. Da? Noi propunem și convingem PSD-ul să eliminăm 102 taxe și impozite, nu se opune PSD-ul, dar se opune PNL-ul. Eu nu cred că există în lumea asta
putem să facem, ar merita, cred, să facă cineva un studiu, să vadă unde s-a mai întâmplat ca un partid liberal să se opună la eliminarea sau tăierea unor taxe, sau reducerea unor taxe. Ăștia, ăsta e partid liberal, ăsta e partid cu care să poți să stai la masă și să ai convingerea că odată ce ai convenit ceva se respectă? Și din acest motiv consider că nu e un partener cu care se poate discuta. Nu merită să ne pierdem vreme. Asta e realitatea. O spun cu, vă spun ceva, o spun cu strângere de inimă. Pentru că văd, mă uit la PNL și nu mi-e indiferent dacă ar fi fost un oarecare alt partid. Probabil că aș fi zis asta, îmi privește. Altă întrebare. Dar îmi permiteți. Sigur. Ați fost un foarte bun prim-ministru și aveți și mult mai multă experiență în ceea ce privește tot ceea ce se întâmplă în România. Puteți să-mi spuneți care este șansa României de redresare economică după alegerile din acest an, indiferent cine va conduce România? Da. Sunt două lucruri care cred că vor fi esențiale pentru redresarea economică. Aș spune, România nu traversează o criză economică propriu-zis, dar sunt semnale că această creștere economică ar putea să se să încetinească, ceea ce ar fi prost. Deci, sunt două lucruri, spuneam. Primul este că trebuie pus un accent deosebit, major, pe investiții, investiții publice și investiții private. Investiții publice, vreau să fiu foarte explicit, înseamnă din resursele proprii, adică de resurse bugetare plus fonduri europene, pentru că și fondurile europene sunt tot bani publici, și investiții private. La acest capitol, noi trebuie să fac o mică paranteză. Există o logică economică. Logica economică este ca să realizezi creștere economică prin investiții. Sigur că factorul principal întotdeauna trebuie să fie investiția privată. Nu străină. Privată. Da? Aia românească este la fel de bună și de valoroasă ca și cea străină. În perioadele în care vrei să stimulezi mai mult creșterea economică, vii și cu investiții publice. Noi avem un program care a fost prezentat de Daniel Constantin de 48 de miliarde de euro investiții pe următorii 4 ani în diferite domenii. Infrastructură de transport, învățământ, sănătate, agricultură, mediu și așa mai departe. E un program de investiții major care ar însemna 6% din produsul intern brut pe an. Ați auzit că anul acesta erau 38 de miliarde alocați pentru investiții și nu s-au realizat decât 16. În condițiile astea, evident că economia nu progresează destul. Poate să crească, cum se întâmplă, dar nu e un progres real. Nu generează, până la urmă, sustenabilitate pe termen lung, un produs intern brut suficient de mare care să permită ridicarea standardului de viață. Deci, acesta este primul lucru de care spuneam și îl subliniez. Investiții majore. Investiții majore. În programul nostru politic, pe care v-aș ruga să-l puneți la dispoziție, o să vedeți că există și un alt instrument, fondul de dezvoltare prin investiții de 100 de miliarde programați pe următoarea perioadă, care înseamnă investiții publice și private. Și modul în care se alocă aceste investiții pentru a asigura o creștere economică sănătoasă. Al doilea lucru este sprijinirea capitalului românesc. Punem punct privilegiilor acordate firmelor străine și sprijinim cu toate forțele capitalul românesc și firmele din România. Pentru că ce s-a întâmplat până acum, vedem că noi, de fapt, exportăm bunăstare către țările care sunt furnizoare de bunuri și produse care se consumă pe piața românească. Noi rămânem, să zic așa, cu o economie care duce greu prin activități cu mică valoare adăugată, duce greu sectorul agriculturii, dar observăm că și la agricultură s-a plafonat. Citeam chiar astăzi, dar vreau să-ți arăt, o analiză foarte interesantă din Ziarul Financiar. Contribuția la PIB se plafonează. De ce? Pentru că nu s-a investit cât ar fi, cum a vorbit Daniel, pe zonele de
prelucrare a produselor agricole de bază, deci ca să creăm la fel valoarea adăugată. Dacă o să rămânem să exportăm cereale numai, sigur că se exportă peste tot și cereale. Dar important e ce faci, ce produse cu valoare adăugată ai, ca să poți să crești ponderea în produsul intern brut. Și revin iarăși la chestiunea cu capitalul românesc. Aici, în agricultură, cred că la fel trebuie să sprijinim și mai mult producătorii români să facă investiții în ramurile care le vor asigura un viitor și să nu rămână cantonați numai la activitățile agricole primare. Și pentru că ați spus ceva aici, aș dori o scurtă completare, ați spus că cele mai importante sunt investițiile private. Totodată ați spus... În orice țară, în orice lume, investițiile private reprezintă ponderea cea mai mare. Nu că sunt cele mai importante, ele reprezintă ponderea. În general, statul, guvernul, vine cu fonduri publice în perioade, fie în care vrei să aduci un impuls suplimentar, sau în perioadele de criză, când capitalul privat se retrage. M-ați înțeles? Da, și ați spus că dumneavoastră, totodată, ați spus că v-ați întâlnit cu diferite medii, oameni din diferite medii. Da. Bănuiesc că v-ați întâlnit și cu aceia din mediul de afaceri. Ce-și doresc oamenii de afaceri din România, dacă ați avut niște întâlniri? Știți ce-și doresc? Un tratament cel puțin egal cu firmele străine. Pentru că și ei observă că firmele străine sunt favorizate, sunt privilegiate. Și ei sunt de foarte multe ori dați la o parte. Firmele românești sunt hăituite cu controle de la instituțiile de forță, ANAF, Poliția Economică, Procuratură, sunt blocați, nu pot să participe la licitații, de firmele străine nu se atinge nimeni. Eu n-am nicio problemă cu firmele străine, să fiu bineînțeles. Am deschis ușile și am pus covorul roșu când eram prim-ministru firmelor străine să vină să investească în România. Dar nu pot să tratez firmele străine într-o manieră, hai să spunem, favorizantă și să-i defavorizez pe români. Înseamnă că s-a răsturnat lumea pădos. Nu se poate așa ceva. Am o rugăminte la dumneavoastră. O ultimă întrebare. Aș vrea să întreb. Deci, ultima întrebare și... Dar după ce ești întrebare pe temă locală? Pe temă locală. Domnule președinte, după temă locală, dați stați așa ceva. Deci, nu prea cu mine. Stați așa un pic, nu. Cu amândoi, cu domnul președinte, amândoi de la. Noi avem experiența atâtor promisiuni electorale de-a lungul timpului în campaniile electorale că în județul Olțe vor demara o serie de facilități pentru agricultori, pentru agricultură, pentru... Cum garantați dumneavoastră că aceste proiecte despre care vorbiți se vor implementa și în județul Olț? Pentru că e nevoie de fabrici, de procesare ale legumelor, de diferite alte... Și domnul Tecumescu știe foarte bine, pentru că este un agricultor destul de... Vă spun eu cum arată. Prin fapte și nu prin vorbe. Se vorbește foarte mult în această campanie. Am văzut ieri chiar prin mesaj al președintelui PNL care vorbea despre agricultură în condițiile în care nu au făcut nimic pentru agricultură. Și de ce vă spun? În anul 2015, când am aprobat legea irigațiilor, am venit în septembrie, dacă nu mă înșel, cu un prim proiect de lege. Cei care s-au opus au fost cei de la PNL și legea n-a trecut.